Vulpițele galbene au câștigat partida cu juniorul București disputată pe stadionul Iore cu scorul de 7 la 0. Deși au parcurs cei 330 de kilometri dintre Roman și București chiar înaintea meciului, deoarece clubul nu își permite cazarea în capitală, fotbalistele oaspete s-au impus destul de lejer, beneficiind și de faptul că echipa gazdă este nou înființată și nu are încă o omogenitate de joc optimă. Putem să optăm pentru cazare la deplasările mai lungi de 250 de kilometri pentru că Federația ne acordă o subvenție pentru deplasări mai lungi. Distanța de la Roman la București este de 330 de kilometri, dar noi am venit fără cazare, pentru că nu ne permitem, chiar cu ajutorul Federației Române de Fotbal, să plătim cazarea de o noapte în capitală pentru întreaga echipă. Obiectivul din acest sezon, ca în fiecare an, este să ne clasăm cât mai sus în clasament. Facem parte dintr-o serie specială. Există un pluton de echipe foarte bune, care au transferat jucătoare și care au drept obiectiv promovarea, iar pe finalul clasamentului avem niște echipe în formare. Poate de aceea mai apar diferențe. Înseamnă mari de scor. Din sezonul următor, cred că lucrurile se vor echilibra și echipele vor avea cam același nivel, a declarat antrenorul Adelin Tălmacel. Tehnicianul vulpițelor laudă progresele făcute de către fotbalul feminin din România. Noi avem echipă feminină de mult timp și vedem că de la sezon la sezon calitatea fotbalului feminin românesc crește, plus că a crescut foarte mult numărul de, de echipe. La început, eram mai puține echipe și se juca un fotbal mai primitiv, dacă îl pot caracteriza așa. Cred că nivelul de acum se apropie încet încet de cel al fotbalului masculin, a declarat tehnicianul Vulpițelor. În acest moment, Vulpițele Galbene ocupă locul 4 în seria 1 a ligii a doua feminin, cu 12 puncte acumulate și 6 meciuri disputate. Înaintea lor, în clasament se află liceenii Topolog cu 18 puncte din 6 meciuri, Farul Constanța cu 18 puncte din 6 meciuri și Chindia Târgoviște cu 15 puncte din 5 meciuri.